Promovabilitatea la examenul de bacalaureat în județul Vâlcea este de 56,6% în prima sesiune din acest an, înainte de contestații, cu 16,5% mai mare față de 2012. Față de anul trecut, la examenul de bacalaureat, din 4072 de elevi care s-au înscris anul trecut, au luat din sesiunea din iulie, 1562 de elevi, iar anul acesta, din cei 3847 de elevi înscriși, au luat bacul 2074, ceea ce înseamnă, scăzând din total numărul de absenți, înseamnă o promovabilitate de aproximativ 57%. Urmează perioada de contestații, iar rezultatele finale vor fi afișate în data de 12 iulie. Dacă până în 2012 colegiile Alexandru Lahovari și Mircea cel Bătrân erau liceele cu cea mai mare rată de promovabilitate, anul acesta unitățile de învățământ au fost detronate de un alt colegiu. Colegiul Național de Informatică Matei Basarab cu un procent de 98,9%, Colegiul Național Alexandru Lahovari cu un procent de 96,8%, iar poziția a treia, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, 95,4%. Vorbim strict pe seria curentă, mai bine zis pe promoția 2013. Notă de 10 a existat o singură medie de 10 la Liceul Lahovari. La examenul de bacalaureat din acest an au fost eliminați 10 elevi vâlceni.